Bun găsit începe nou observatorul. Ionuț Curtușan își caută dreptatea în instanță. După 40 de zile de când se luptă cu autoritățile pentru cele 108 oi pe care le are, Ionuț Curtușan a deschis o primă acțiune în instanță în care cere stoparea acțiunii de ucidere a oilor sale. Alături de colega mea am depus o cerere de ordonanță președențială pentru a stopa vremelnic punerea în aplicare a deciziilor de sacrificare a oilor sănătoase. Cum am afirmat și eu și colega în fața instanței, au trecut 50 de zile. Nu numai că nu este mortalitatea menționată de ANSVSA și DSV de 70%, nici cea de 10%, întrucât chiar vorbim cu Ionuț, oile sunt perfect sănătoase. Ori este evident că probele administrate în cauză, cât înscrise de la dosar, cât și realitatea faptică, respectiv starea de sănătate a oilor, duc la concluzia că aceste decizii sunt abuzive, pe lângă faptul că sunt lovite de nulitate absolută, lipsindu-le condiții de fond, de validitate și de formă. Ionuț Curtușan își caută dreptatea în instanță. După 40 de zile de când se luptă cu autoritățile pentru cele 108 oi pe care le are, Ionuț Curtușan a deschis o primă acțiune în instanță în care cere stoparea acțiunii de ucidere a oilor sale și mai urmează alte 3 procese pe care Ionuț, împreună cu avocații săi Glad Simuț și Aida Gabriela Frunză, le vor intenta. Deci, astăzi s-a judecat ordonanța președențială în sensul interdicției de ucidere în masă a întregului efectiv de ovine al reclamantei, în baza celor două decizii 368 din 30.08.2024 și decizii de sacrificare 444 din 6.07.2024, decizii lovite de nulitate absolută, nu intrăm pe fond. Celelalte dosare de pe rolul judecătoriei DETA fac referire la acțiunea principală, care are ca obiect principal de drept obligația de a face în sensul obligării celor doi părți de a demonstra în fapt și în drept starea de boală asupra efectivului reclamantei, alături de alte 8 capete de cerere în acest sens. Vorbim acolo inclusiv despre răspunderea civilă delictuală. Părâții vor fi trași la răspundere civilă delictuală, deoarece au încercat să-l prejudicieze pe reclamantă, în sensul că pe data de 13 septembrie 2024 i-au comunicat prin curierat un proces verbal de amendă de 3.600 de lei. Această amendă vom demonstra că exact în solidar cei doi părâți ANSVSA și DSV Timiș o vor plăti. Ionuț Curtușan spune că nu s-a debătut și vrea să meargă până în pânzele albe pentru a-și salva mioarele de la moarte. În primul rând vreau să le mulțumesc domnilor avocați că mă ajută și lângă mine, tuturor oamenilor care sunt aici lângă mine și care au fost, că mai sunt care nu au putut veni aici, dar au fost la mine acasă, le mulțumesc din suflet și nu o să mă las bătut, n-o să cedau înapoi. Deoarece, cum o zice și domnul avocat, oile mi sunt atase, le-am lăsat filmate, nu m-am ferit, n-am ascult, nu nimic. Și nu m-a dau bătut, dar singur nu puteam să fac toate astea fără oamenii ce sunt lângă mine. Văd că ai parte de susținere. Și rog în continuare pe oameni să fie lângă mine. Din partea unor oameni, ai simțit că ești da, punctul să cedezi? Da, da, am simțit și presiune, am simțit că, deoarece, cum o zice și doamna judecător, au zis că pun presiune, că duc în eroare, că din cauza mea nu pot vinde, că mă sună, mai vin la mine la poartă să renunț, să cedez, dar nu niciodată nu o să iau în calcul treaba asta. Că, cum v-am zis, deoarece eu dacă aș ceda la oi pe orice sumă de bani, și-ar face jocurile politice de DSVSA-ul și mâine ar fi la oamenii care au stat în stradă lângă mine să mă ajute. Și nu o să fac niciodată treaba asta. Instanța se va pronunța marți în prima acțiune deschisă, aceea de a cere oprirea temporară a uciderii oilor lui Ionuț, infectate cu pesta micilor rumegătoare.